Împreună să spunem Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Căci a Ta este împărăția și puterea și slava. Deci să deschidem cuvântul Domnului în Cartea Genesei, în capitolul 16, de unde citim de la versetul 7. Geneza, capitolul 16, versetul 7. Citim câteva rânduri despre nașterea unui copil care avea să schimbe peste ani compoziția geografică, politică, sociale și economică a lumii acestei. Îngerul Domnului a găsit-o lângă un izvor de apă în pustie și anume lângă izvorul care este pe drumul ce duce la Shur. El a zis, Agar, roaba Sarai, de unde vii și unde te duci? Ea a răspuns, fug de stăpâna mea Sarai. Îngerul Domnului a zis, întoarce-te la stăpâna ta și supune-te sub mâna ei. Îngerul Domnului a zis, îți voi mulți foarte mult sămânța și ea va fi atât de multă la număr că nu va putea fi numărată. Îngerul Domnului a zis, iată, acum ești însărcinată și vei naște un fiu care vei pune numele Ismael, căci Domnul a auzit mâhnirea ta. El va fi ca un măgar sălbatic printre oameni. Mâna lui va fi împotriva tuturor oamenilor, și mâna tuturor oamenilor va fi împotriva lui și va locui în fața tuturor fraților lui. Ea a numit numele Domnului care îi vorbise, Tu ești Dumnezeu care mă vede, căci a zis ea, cu adevărat am văzut aici spatele celui ce m-a văzut. De aceea fântâna aceasta a numit fântâna celui viu care mă vede, care este între Cades și Bared. Agar a născut lui Avram un fiu și Avram a pus fiului pe care el a născut Agar numele Ismael,
Amin. Haideți să reocupăm locurile. Nu știu cât vă va interesa pe dumneavoastră predica aceasta, mai mult nu țin pentru biserica noastră, cât pentru cei care sunt acum pe internet. Mi-au cerut de multă vreme ca să vorbesc despre Islam, să vorbesc despre Allah și despre Mohamed, ca unii care se confruntă și au colegi de serviciu, colegi de școală, deja trăiesc în această cultură invadată de Islam. Și vreau să spun câteva lucruri, nu complicate, simple. Timp de 10 ani de zile am predat istoria religiilor și sigur în fiecare an trebuie să le spun studenților despre una dintre marile religii ale lumii, care totalizează peste 1.200.000.000 de oameni, care sunt în continuă creștere, nu atât prin misionarism, ci în ultimii ani prin naștere, adică se mulțesc fizic extrem de mult. Tot lumea în care creștinii nu mai fac prunci, Islamul s-a dezvoltat puternic în anii aceștia. Un popor minuscul de păstori au primit în urmă cu 1400 de ani în mijlocul lor un profet. Și acum păstorii aceia, la început au fost 40 de păstori care pășteau oile. Și la ei au venit într-o seară un om care a zis că are o revelație. Păstorii aceia au devenit între timp spaima lumii. Nisipul de câteva zeci de ani se dovedește a fi praf de pușcă. Aici, sigur că ar trebui ca să ne readucem aminte de un lucru pe care Gamaliel l-a spus și din păcate istoria nu i-a dat dreptate. Vă aduceți aminte ce a spus Gamaliel? Și învățați mai greșesc câteodată. A zis despre Iisus Hristos un lucru, să lăsăm în pace, zice, că dacă, și despre creștinism acum, în general, dacă e de la Dumnezeu, zice, merge înainte, dacă nu e de la Dumnezeu, se oprește. De 1400 de ani, musulmanii cresc și ar cresc. Și nici nu dau semne de oboseală. Atunci întrebarea este, sunt de la Dumnezeu sau nu sunt de la Dumnezeu? Preferăm să zicem că a greșit Gamaliel, bine? E mai simplu așa pentru noi. Avem același tată, spun ei, Allah e Dumnezeul nostru, dar Dumnezeul nostru nu e Dumnezeul lor. Și o să vă spun asta. Mahomed al nostru, poate cele mai frumoase cuvinte care s-au scris vreodată despre Mahomed le găsiți la marele istoric Carlyle, care a scris în Cultul eroilor, carte superbă. A vorbit frumos cum nimeni n-a vorbit despre Mahomed și în același timp Carlyle a fost un creștin. S-a născut în anul 570 după Hristos. A trăit 60 de ani, dar la 2 ani și-a pierdut tata. La 6 ani și-a pierdut mama. N-a fost niciodată la școală, niciodată n-a scris nimic, niciodată n-a citit un rând. De fapt, cei mai mulți profeți nu s-au îndelnicit cu scrisul, nici cu cititul. La 20 de ani s-a căsătorit cu o femeie bogată, Khadija, mai bătrână ca el, mai în vârstă ca el cu 20 de ani. Khadija avea 40 de ani când s-a căsătorit cu Mahomed, care avea doar 20 de ani. Au avut împreună 7 copii. Mahomed a avut 13 neveste, dintre care ultima dintre soțiile lui a avut când s-a căsătorit cu ea 6 ani. Iar când s-a consumat căsătoria, fata avea 9 ani. După aceea, dându-și seama că totuși 13 femei sunt multe, a limitat numărul femeilor la un musulman, la un bărbat musulman, la 4. Era epileptic, avea epilepsie, cădea de 2 ori pe zi în stări epileptice și la 40 de ani, deci după 20 de ani de la căsătorie,
are un atac epileptic în care spune că l-a văzut pe îngerul Jabrail, Gabriel, în peșteră și acesta i-a dictat această carte, Coranul. Deci, când a avut revelația, avea 40 de ani. Îngerul i-a spus, scrie, la care i-a spus îngerul lui, mai bine vorbește, că țin minte ce îmi spui. Nu știu, scrie. Nu știu. Interesant că nici îngerul nu știu. Arhanghelul Gabriel n-a știut că Mahomet nu știa să scrie. La 53 de ani, deja și-a spus visul păstorilor, celor 40 de păstori. Acolo în Arabia, undeva în deșertul Arabiei, și până la urmă au fost urmăriți și persecutați, au fugit. Această fugă lor s-a întâmplat când el avea 53 de ani, undeva în anul 622. De atunci sărbătoarea la ei se numește fuga lor din fața celor care voiau să-i ucidă, Hegira. Ei bine, iubiților, 10 ani de zile, 10 ani de zile de lupte au fost. Și cei 40 de oameni au reușit performanța să cucerească o lume întreagă, cu sabie. Dar acum când vorbim despre islamul care a mers cu sabia, să nu uitați un lucru, că nici Carol cel Mare nu i-a convertit pe saxoni cu Biblia. Dumneavoastră așa, în general, de ce credeți că cuvântul lui Dumnezeu nu e atât de puternic în Germania acum? Pentru că ei niciodată n-au crezut de voie, ci de nevoie. Carol cel Mare a cucerit cu sabia și a zis, bă, cine nu se creștinează, îl tau bucăți. Îl tranșez, mă. Aduceți-vă aminte de ruși. Nu puteți putea găsi la ruși o puternică conștiință creștină. Este legat mai mult de biserică decât de Hristos, pentru că relația lor cu statul și astăzi a rămas în picioare din urmă cu 1000 de ani, când au fost creștinați tot cu sabia și au spus, pe aici e drumul și botezați-vă. E bine, dragilor, ne întoarcem la cartea aceasta. Cea mai obositoare carte care am citit-o vreodată. Cea mai dezlânată carte care există sub soare. N-are început și n-are sfârșit. Cartea aceasta are repetări enervante, divagații fără sens și neapărat 100% nu are o ordine cronologică. Deci o să o citiți și o să fiți, azi am mai citit pe ea, pe cartea aceasta, numai de dragul ca să pot să vă mai spun dumneavoastră câte ceva, că vă dați seama, tot e însemnată, că am însemnat-o în anii aceștia, când am fost la școală, să-i fac să înțeleg eu atât și pot să-i fac să înțeleagă studenții din cartea aceasta. Dar ce vreau să vă spun? Să vă spun că a ajuns până la urmă să cucerească partea aceea de lume, să cucerească Mecca, unde se duc în pelerinaj sfânt, unde a distrus toți idolii. Primul lucru care l-a făcut când s-a dus în Mecca, au luat toate statuile care le-a găsit acolo și le-a distrus. După 1400 de ani la televizor fac același lucru. Când intră într-un oraș, toți cu barosul în mână. Într-o mână țin pistolul mitralieră și într-o mână țin un baros. Orice statuie trebuie distrus. Nu o să găsiți niciodată într-o moschee de-a lor altceva decât culoarea albă. Cum nu o să găsiți niciun tablou, cum nu o să găsiți nicio literă, nicio cifră, niciun simbol. Pentru că urăsc orice ar putea să fie Dumnezeu străin. Cartea aceasta nu e altceva decât un amestec de Vechiul Testament, de Noul Testament, de idei. Niciodată el n-a spus, în cartea aceasta, n-a spus că această carte este toată cuvântul Dumnezeu. Că se spune, am citit eu într-o sură, ea e împărțită în sură și în sure și în versete. Dar zice el la un moment dat, ascultați, dacă ștergem semne din Coran,
sau le uităm. Nu e o problemă, zice el. Aducem altele mai bune decât ele sau asemenea cu ele. Oare nu știți că Dumnezeu e atotputernic? El nu spune că această carte nu se poate schimba. Nici vorbă. Dacă ceva nu merge, adaugi un verset. Nu-l înțelegi? Nu e o problemă. Și totuși nimeni n-a avut curajul ca să o schimbe de 1300 de ani, fără a rămâne fără gât. Vorbind de cartea aceasta, în cartea aceasta ne dăm seama, de fapt, din cartea aceasta și din cartea noastră, din Sfânta Scriptură, ne dăm seama că noi nu avem același Dumnezeu. Dumnezeu e diferit, în primul rând. La noi, cum e Dumnezeul nostru? La noi, Dumnezeul nostru e trinitar, treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. E un Dumnezeu milostiv, un Dumnezeu ce vorbește oamenilor și un Dumnezeu care îi vindecă, care îi ajută, care îi binecuvintează. La ei nu. Allah nu e așa. Allah, știți ce face Allah, Dumnezeul lor, câteodată când se obosește? Scrie în cartea aceasta, zice că se uită în iad. Cum stau femeile la rotisor. Se uită. Se uită să vadă femeile nerecunoscătoare. Ale de exemplu, care după ce au luat o palmă de la soțul, nu zice mulțumesc, să rămână. Să uită cum femeile se chinuiesc în iad câteodată. Dumnezeul lor nu e un Dumnezeu foarte plin de milă. Allah n-a vorbit niciodată oamenilor. Și Mahomed a spus că lui Allah nu i-a vorbit niciodată. Pe cine a trimis Allah, că v-am spus mai înainte, dar e bine să repet lucrul acesta, pe cine a trimis Allah să vorbească cu el? Un înger. Niciodată, în 1400 de ani, Allah nu a vorbit unui musulman. La ei nu există ideea de așa vorbește Domnul. Dumnezeul lor nu se obosește să vorbească cu poporul. Percepeți? Trimite câte un înger, mai bun de gură, câte un crainic. Nicăieri nu scrie în cartea aceasta că Allah ar fi spus nu numai o vorbă bună cuiva, dar ar fi vindecat pe cineva, ar fi ajutat pe cineva și ar fi fost interesat de propria lui creație. Nu o să citiți în cartea aceasta. Și cartea aceasta, ei spun că suferă modificări. O vedeți cât e de mare. Două mii de studenți anual numai la Universitatea din Egipt, Al-Azhar, 2000 de studenți, o învață pe de rost. Verset cu verset, v-am spus că foarte mult dintre ei n-au nicio logică. O știu pe de rost. Țineți minte tragedia de acum, vreo 3 ani de zile, când au tăiat gâtul la vreo 80 de creștini. Știți cum le-o tăia gâtul? O zi să le spună cine a fost, cum s-a numit mama lui Mahomed. Au stat cu cuțitul în spatele lor și au întrebat cum s-a numit mama lui Mahomed. Dacă întrebai pe creștini cum s-a numit mama Domnului Iisus Hristos, spunea că Maria, normal știau. Dar nu e să știi cum s-a numit mama lui Mahomed. Care nu știu, le-o tăia gâtul. Au murit 81, mi se pare, de oameni atunci. Ce a fost interesant a fost faptul că 15 dintre ei au fost musulmani, băgați la creștini, pentru că nu au știut. La ei nu merge că nu știi. Trebuie să știi. Dumnezeul nostru nu-i Dumnezeul lor. Dumnezeul nostru vorbește, Dumnezeul nostru comunică cu noi, Dumnezeul nostru ne ajută și ne ridică și ne ia în brațe. Dumnezeul nostru se interesează de soarta noastră. Dumnezeul lor nu. Dumnezeul nostru, vă garantez, că în cer nu stă să se privească cum stau oamenii în locuința morților și în iad. Vă garantez că iadul nu e o priveliște pentru Dumnezeul nostru. În al doilea rând, Hristos e diferit. Hristos pentru musulmani a fost întotdeauna un om. N-a fost crucificat, a fost doar un profet. În cartea aceasta se spun,
Se spune că au fost 100.000 de profeți. Asta spun turcii. Musulmani, vreau să mă iertați. 100.000 de profeți. În cartea aceasta sunt pomeniți 25 dintre ei. Iar cei șase, primii șase profeți al lui Dumnezeu, au fost în ordine aceasta. Adam, primul profet, Noe, al doilea profet, Avram, al treilea profet, Moise, al patrulea profet, Iisus, al cincilea profet, și Mahomed, al șaselea și ultimul profet. După el nu mai există profeție. Ultima profeție s-a încheiat în anul 630, când a murit Mahomed. Deci urmă cu 400 de ani. Mahomed e ultimul și după el nu mai poate să fie altul. Iisus spune că făcea minuni, din loc în loc mergea și predica Evanghelia și făcea minuni. Și ce a spus Mahomed când i-au spus să facă minuni? I-a zis, domnule, eu nu pot face minuni. Profetul lor a spus că eu nu pot face minuni, că eu sunt predicator. Iisus al nostru făcea minuni și predica și făcea minuni. Dumnezeu lucra prin el. Ce mă frământă pe mine este faptul că Mahomed, profetul lor, a trecut prin niște momente extraordinar de grele în toți anii aceia. La 60 de ani a murit și el obosit. Spune Carlyle despre el că a murit obosit. Dormea pe manta, singur își cosea mantaua, singur își cosea încălțămintele. Toată viața lui n-a mâncat decât pâine, puțină brânză, câteodată măsline și bea apă. A fost bajocorit, bătut, aproape de moarte de o grămadă de ori. Unul dintre lucrurile care m-am învățat să tac din gură, țineți minte că unul dintre argumentele pe care le aduceam mereu la învierea lui Iisus Hristos a fost acesta, că nimeni nu suferă pentru o minciună. Cum e? Dacă a fost o minciună ce-a crezut omul acesta, a suferit pentru ea extraordinar de mult. Deci ea nu mai e un argument valabil nici ăsta. Gamaliel nu a avut dreptate, asta e pentru liniștea noastră. Când a zis că cei de la Dumnezeu merge și cei nu-i de la Dumnezeu moare. Iată că de 1400 de ani ei trăiesc. Și aici iar nu mai pot să mai zic vreodată că ucenicii au suferit, pentru că știu că e adevărul, pentru că nimeni nu suferă pentru minciună. Știu că Iisus Hristos a înviat. Dar iată că se poate suferi și pentru minciună. Ca pentru adevăr. Hristosul nostru nu-i Hristosul lor. Pentru ei Hristos este doar un profet, ca la martorul Iehova. Pentru noi, Iisus Hristos este Domnul. Deci Dumnezeul nostru nu-i Dumnezeul lor. Allahul nostru, Allahul lor nu este Iehova nostru. Să înțelegem bine. Deci avem diferențe uluitoare între Dumnezeu, dar avem diferențe uluitoare între Iisus Hristos, cum e văzut la ei și cum e văzut la noi. Hristos este diferit. În a treilea rând, mântuire diferită. Ei, știți ce fac în toată lucrarea lor, islamul? Nu fac altceva decât să liniștească un Dumnezeu furios. Dumnezeul lor e furios. Nu există nicio relație de dragoste între Allah și poporul său. Niciodată n-a zis Allah că el iubește pe vreun om. De-a lui. Vorbim de-a noștri. Este o problemă aici și vreau să vă citesc eu. Nu-i dau de cap. Deci în sura 2, în versetul 59, spune așa. Însă cei ce cred, fie iudei sau creștini sau sabei, din ăștia de-a lui Ioan Botezător erau, dacă nu mai cred în Dumnezeu, ascultați, dacă numai atâta fac și cred în Dumnezeu și în ziua de apoi, și apoi fac bine, acum ascultați un lucru ciudat. Vor primi răsplata lor de la Domnul lor, de la Domnul lor, și nu va mai veni frică peste ei și nu se vor întrista. Deci, dumneavoastră, ați înțeles ce am citit eu acum? Că de fapt în cartea lor, în cartea aceasta scrie că și noi putem să fim mântuiți.
Și evreii pot să fie mântuiți. Dacă numai credem în Dumnezeu nostru și facem fapte bune și ne păstrăm viața bună, zice, atunci vor primi răsplată de la Dumnezeul lor și nu va mai fi frică. Dar atunci de ce-i frică în aeroport? Ce s-a întâmplat cu ei în ultima sută de ani? Ei care au avut grijă ca atunci când evreii au fost persecutați de creștini să ia pe creștini la ei. Au avut momente în care atunci când creștinii au fost persecutați, i-au luat pe creștini la ei. Ce s-a întâmplat cu ei? Se spune mereu că este o religie sângeroasă. Știu că în altă parte în cartea aceasta scrie că pe cel care nu ascultă de Dumnezeu, ucide-l. Dar tot în cartea aceasta scrie că cine crede în alt Dumnezeu, poate să fie și el, creștinii și evrei pot să fie mântuiți. Îmi vei spune că fiecare religie are talibanii ei. Știu asta. Dar nicăieri în cartea aceasta nu o să găsiți dragoste. Și până la urmă lipsa iubirii acolo duce, la ucidere. Îmi vei spune că creștinii noștri de astăzi sunt prea slabi, dar creștinul adevărat niciodată n-ar ucide pentru Hristos. Pe nimeni. Vedeți dumneavoastră creștinii tăind gâtul cuiva? Îmi vei spune că nu-L iubesc pe Dumnezeu, fraților. Dacă nu-L iubește, nu-L iubește. Va ajunge într-o zi la judecată. Dar nu-i treaba mea să-L judec eu cu cuțitul. E treaba lui Dumnezeu să o facă. Ascultați ce spune, că mântuirea lor se câștigă ținând întotdeauna calea dreaptă a faptelor. E nu o mântuire bazată pe Allah, ci pe fapta ta. Allah te mântuiește pentru ce faci tu. Allah nu te mântuiește dacă nu faci nimic ca la noi, că Dumnezeul nostru ne mântuiește prin har. Nu există har în cartea aceasta. Există doar faptă. Vorbim despre o cale și data trecută am spus eu ceva când am vorbit despre Islam într-un botez. Și atâta s-au frământat că nu scrie în Coran. Vreau să le răspund ceva aici. Ba scrie. Dar marea problemă este că eu am cea mai bună traducere românească a Coranului a domnului Octavian Isopescu, traducere de 100 de ani. Dumneavoastră care ați avut traducere, o altă traducere românească, e și mai slabă și lipsesc versete. Deci în sura, încă o dată vreau să vă spun, în sura 30-46, vă rog să-mi iertați. Versetul 8 spune așa: eu nu încep ceva nou între trimiși. Mahomet spune asta. Între trimiși. Și eu nu știu ce face el, Dumnezeu. Eu nu știu ce va face el, Dumnezeu, cu mine și cu voi. Eu urmez numai ceea ce mi s-a descoperit și eu sunt numai la îndemâna lui Dumnezeu. Dar nu știu ce va fi cu mine și nu știu ce va fi cu voi. La dumneavoastră, la cealaltă traducere a Coranului în limba română pe care o aveți, nu-i versetul 8, că e versetul 9, dar era greu să vă uitați în stânga sau în dreapta, să spuneți că nu există așa ceva. Există. Deci, sura 46, versetul 8, Mahomet spune că eu nu știu ce va face Dumnezeu cu mine. V-ar place? Eu nu știu calea încă pe care mă duc și nici pe care urmez. Nu știu ce va fi nici cu mine, nici cu voi. V-ar place să zică Hristos asta? Nu v-ar place, așa-i? Să zică Iisus, voi veniți la biserică acum, cântați pe aici și vă rugați, dar nu știu ce va fi cu voi până la urmă. Dumnezeu cu mnila. Scapă cine poate. Nici eu nu știu ce va fi cu mine. Poate că ajung și eu pe undeva. Dragilor, spune în sura 2, cu versetul 277, deci în sura 2, nu mai știu dacă se numește asta, că și asta e un lucru foarte fain, dacă e 2, eu vă rog să mă ascultați mai puțin, să vedeți cum se numește asta, că e tare fain. Aici am citit eu astăzi, în sura 2, se numește sura Vace. Nu știam cum să țin minte că în sura Vace îi... Apropo de mântuire, hai că vă citesc și asta, că e fain. Zice, dacă vestește celor ce cred și fac fapte bune, că pentru ei sunt grădini pătrunse de râuri și de subt, și de câte ori vor primi de acolo roduri, vor zice, acestea sunt pe care le-am primit acum înainte și le se vor da roduri de asemenea. Și ei vor avea acolo în rai muieri curate și vor petrece acolo în veci.
au un rai frumos. O să vă mai vorbesc despre asta, că cerul și cerul e diferit. Deci, nu există mântuitor. Vă rog să înțelegeți, ei nu au mântuitor. Mahomed, și ce spune despre fiica lui, una dintre mulții copii pe care le-au avut. Zice Mahomed, o fiica mea, prima dată spune mătușii sale, dar am uitat cum o cheamă, acum și mai caut aici în carte. O mătușa mea, zice el, și o fiica mea Fatima, poți avea casa mea, zice taică-sul Mahomed, poți avea casa mea, dar eu nu te pot mântui în fața lui Allah, așa că ai grijă de tine. Asta zice profetul Mahomed către fiica lui, eu nu te pot mântui, cel care e deasupra lui Iisus. Eu nu te pot mântui, zice, așa că pot să-ți dau numai casa, nu și mântuirea. Știți cu cine seamănă Mahomed când zice asta? Cu mine și cu tine. Că nimeni nu ne putem mântui prunci. Le putem da casa și atât. Și le putem spune, aveți grijă de voi. Adică mie mi se pare Mahomed extraordinar de uman aici. E ca noi. Seamănă. Deci ei au 5 stâlpi ai credinței. Vor fi mântuiți dacă țin pe cei 5. Primul dintre ei este mărturisirea. Mărturisirea sau sahada. Ei spun, trebuie să spună, nu există alt Dumnezeu decât Allah și Mahomed e profetul lui. Asta trebuie să o spună mereu. Această mărturisire publică a credinței lor. Al doilea stâlp al credinței este rugăciunea. De 5 ori pe zi. Salat. Dacă ați văzut, automat pe GPS, pe telefon, pe busolă, știa unde e Meca, unde îi prinde. Acolo oprește șoferul tirul, pune un covoraș, îndreaptă spre Meca rugăciunea și de 5 ori pe zi trebuie să o fac ca să fie mântuit. Tu ar trebui să te rogi pentru că ești mântuită. Eu fac ca să fie mântuiți. Al treilea stâlp al credinței este milostenia pentru cei săraci, se numește zakat. Al patrulea stâlp al credinței, postul obligatoriu, de la 14 ani, se numește shaum. Au posturi mai mici, postul mai mare, e Ramadan. Ține o lună, din zori și până seara. Din zori și până seara. Nu mănâncă și nu beau niciun lichid. Odată pe an, asta mi-aduc eu minte acum, mai aveam noi niște frați pe biserică, odată pe an se făceau musulmani. Erau prin Franța pe acolo, aveam și niște bărbi mai lungi. Le dădea de mâncare câte o valiză de mâncare pe zi. Cât erau musulmani. Dar ei mânca și ziua și noapte. Viață, boierie, îmi povestea pastore, zice, o boierie ce e, dar cum te înseamnă? Ibn de Daud. Moment, să uita să vadă cum o cheamă. Se lepădau pentru o lună, acum și ei, și erau musulmani buni. Vine unul dintre ei și îmi spune într-o zi, nu strapa puci. Câți ai? 200 de perechi. De unde? Nu vreau să-mi spună prima dată, apoi mi-a spus. Zice, de pe colidor. De la moschee. Că ei se roagă fără păpuci și pun păpucii pe colidor. Și el a venit cu sacul și la păpucii. Ascultă-mă, zic. Mulțumește lui Dumnezeu sau lui Allah, acum dacă zic, ești în perioada încă nești din ăsta musulman, mulțumește că n-au o cameră video. Că de te-au văzut, eu te-o vedea în cămașă portocalie pe tine. Cu gâtul tăiat, pentru 200 de păpuci. Au pelerinajul la Meca. Acolo se duc o dată pe an, cei mai bogați și cei mai săraci odată în viață. Să devii hagi. Mai țineți minte pe Hagi Tudose. El a fost un musulman bun. Venerează și ei sfinți,
venerează relicve, la 13 ani băieții sunt tăiați împrejur, poate una dintre frumoasele momente de circumciziune a unui tătar avem în Zaharia Stancu, dacă mai țineți minte, uruma lui Zaharia Stancu, când fratele urumei este făcut credincios. Se adună în moschei, pentru cei care ați fost și le-ați văzut pe lângă ele, de unde din turnul cărora cântă muezinul. Și trebuie să știți că cei mai mulți musulmani nu mai sunt în Arabia astăzi. Cei mai mulți musulmani sunt în Orientul Mijlociu, nu în Orientul Mijlociu, ci în India, în Indonezia, în Bangladesh, în Pakistan. Acolo sunt cei mai mulți. Nu mai este islamul puternic unde a fost odată, ci s-au împânzit în lumea aceasta. Și de fapt sunt extrem de mult, extrem de mulți. Războiul pe care îl duc contra creștinilor, a cruciaților, cum spuneai, se numește jihad. Se numește război sfânt, pentru că orice război în care omori numele lui Dumnezeu sau lui Allah e sfânt. Noi creștinii știm mai bine decât ei ce înseamnă războaiele sfinte. Că noi am omorât mulți în numele Domnului Iisus Hristos. Ne-a venit și nouă rândul să fim omorâți în numele lui Allah acum. Mântuirea nu este acum. În sura 3, versetul 185, spune că toți vor trece prin moarte și numai în ziua judecății vor primi răsplata. Până atunci, orice musulman, indiferent cât e de bun, când moare, merge puțin în tot fel de purgatoriu, într-un loc de chin. Dar după ce va veni ziua judecății, va veni și va fi mutat dacă a ținut mărturisirea, dacă a făcut rugăciunile cele 5 pe zi, dacă o dat la săraci, dacă o postit și dacă a fost odată în viață măcar la Mecca. Atunci este considerat un drept credincios. Religie orientată pe fapte. Deci mântuirea la ei nu e ca la noi. Deci n-avem Dumnezeu la fel, n-avem Hristos la fel, n-avem mântuire la fel. Mântuirea noastră e prin har. Noi trebuie să facem fapte bune, că și noi trebuie să mărturisim pe Iisus Hristos că e Domnul, și noi trebuie ca să ne rugăm și noi, zilnic, și noi trebuie ca să postim, și noi trebuie să facem fapte bune, și noi trebuie ca să... Iară să zic să mergem în pelerinaj. Duceți-vă acum că tot prin Israel suntem mai mult decât pe acasă, mult dintre noi. Și pe la Atos. La Atos. Și Becali s-a dus. Oameni de afaceri, primari. Cum sunt că îi cercetează Lot Codruța? Deci Codruța, când și-a pus tunurile pe ei, automat dintr-o dată și-au bagajele și neapărat până la Atos. Pupă tot ce e de pupat acolo. Doar când o venea și dosarul să fie alb, imaculat, ca și Fecioara Maria după naștere. Cerul e diferit. Cerul e diferit. Acolo vor curge râuri de vin în ceruri, la ei. Pilaf! Munți de pilaf! Râuri de vin, fecioare cu ochi negri. Știți la ce mă gândeam astăzi? Că el, Coranul, cartea lor sfântă, cartea asta știută pe de rost, cartea pentru care mor, cartea pentru care ne omoară pe noi. Deci vă rog să notați un lucru despre cer, că cerurile noastre sunt diferite. Nu putem avea nici același Dumnezeu, nici același Hristos, nici aceeași mântuire, nici același cer. Coranul vorbește despre lucruri permise de Allah în cer, pe care Dumnezeu nostru Iehova nu ni le permite pe pământ. Nouă. Corect? Deci ei au permisiuni în cer pe care noi nu le avem nici măcar pe pământ. Există o zi a judecății. Știți, de exemplu, că și ei cred în Anticrist. Asta e o mare frământare de-a mea. Citeam astăzi în Coran despre Anticrist, că zice cu niciun chip să nu uitați că ăla ne va face nouă necazuri foarte mari. M-am tot gândit
Cât de interesant trebuie să fie că vorbeam dimineața despre anticrist care va realiza o pace între cei rămași, evrei și creștini, corect? Cei care vor mai rămâne, sfinții din necaz. Cât de abil trebuie să fie acest anticrist dacă va reuși să-i ducă de nas pe ăștia, care sunt foarte atenți și ei la anticrist. Și vor ști că anticrist e acela. Credeți că ei nu știu că anticrist va fi acela care va încerca să pună pacea și să le ia o bucată de pământ de lângă moschia lui Omar? Ba da. De aceea e atât de puternic, atât de puternic va fi anticrist. Fantastic. Atâta putere de convingere. Există o zi de judecată după ce anticrist va fi învins. Știți cum e judecata la ei? Toate sufletele vor trebui să treacă pe o punte subțire cât un fir de păr de femeie. Și atunci, dacă n-ai făcut cele cinci lucruri, stâlpe credinței, pe puntea aceea cât un fir de păr, cei necredincioși vor cădea în foc, în iad. Diferit? Diferit. Și vreau să închei în seara aceasta spunându-vă că nu numai Dumnezeu e diferit, nu numai Hristos e diferit, nu numai mântuire e diferită, nu numai cerul e diferit, ci și calea, în general calea, îi diferită. Pentru că vreau să mai spun încă o dată, nu poți ucide niciodată în numele lui Dumnezeu. Nu a fost cale bună nici pentru noi. Creștinii trebuie să-și ceară scuze pentru câți oameni au omorât în numele lui Iisus Hristos. Nu a fost bine. Am ucis păgânii. Cum ne-au persecutat păgânii pe noi? După anul 313, de când Constantin cel Mare a dat libertate. Cum ne-au persecutat păgânii pe noi? Așa am persecutat noi pe păgâni. Spunea la Oradea săptămână trecută, am văzut la Augsburg, la muzeu, de deschis gura pentru împărtășanie. Creștinii băgau în gura păgânilor și apoi aveau un fel de pârghie și le deschideau gura larg, se bage azima în gură să-l împărtășească, că ei nu voiau păgânii. Avem, tot acolo mi se pare că sunt o grămadă, și cred că în Brașov, la muzeu, sunt o grămadă de instrumente de tortură pentru cei care nu vreau să fie creștini buni. Omoră-i! În numele lui Dumnezeu, războaie între ortodoxi și catolici, între catolici și reformați, între reformați și anabaptiști, cei care s-au botezat. Numai numele lui Hristos ne-am omorât și noi. Nu mai vorbesc de câți evrei am ucis, creștinii. Mii și mii de evrei i-am ucis în numele lui Iisus Hristos, că au fost omorători de Iisus. Noi creștini am ucis și noi musulmani. Țineți minte că am ajuns în Ierusalim și ne-am omorât cu ei. Era sângele până la trecut peste copitele de la cai. Le-am ucis femeile și le-am ucis copiii. Dar între timp creștinii s-au deșteptat. Asta e una dintre lucrurile care va trebui să le înțelegem. Creștinii nu mai au voie să omoare numele lui Iisus Hristos. N-am avut voie niciodată, dar acum am înțeles poate mai bine. Nu poți să aduci dragoste, să aduci iubire de Dumnezeu cu sabie. N-ai cum. Calea diferită. Pentru că indiferent când vă spune că musulmanii sunt băieți buni, nu avioanele metodiștilor lovesc blocurile. Catolicii taie gâtul musulmanilor. Nu, invers. Nu ortodoxii fac lucrurile acestea. Dar îmi veți spune ce s-a întâmplat în urmă cu câțiva ani de zile. Satana în Iugoslavia. Diavolul. În chip uman a fost acolo. În urmă cu 20 de ani ne-a ucis cu securile. Am văzut reportaje în care așa numiți creștini în Iugoslavia au tăiat cu baionetele sânii la femei. Le-au agățat copiii de sâni și le-au purtat prin oraș. Creștinii, opriți-vă. În numele Dumnezeu nu se ucide. Calea nu-i bună.
Întotdeauna s-a spus că de la Bin Laden ni se trage totul, pentru că Bin Laden a caricaturizat islamul și a zis, până atunci au fost băieți buni, dar de la Bin Laden încoace, musulmanii nu-s băieți buni, nu e adevărat. Bin Laden n-a făcut din islam o caricatură. Bin Laden a fost printre primii care l-au luat în serios islamul. Și dacă nu mă credeți, întrebați când vă duceți în Franța la Charlie Hebdo, la redacție, ce înseamnă să râzi de Mahomed și de islam. Adică la ora actuală ei sunt serioși. Noi ne permitem să fim neserioși pe calea creștinii. Dar ei sunt serioși. Eu nu zic că nu sunt musulmani buni. Dar după cartea aceasta, ei sunt greșiți. Și după cartea aceasta. Pentru că această carte este o carte greșită. Un pastor american a băgat-o pe foc. O trebuie să-l păzească cu poliția americană. Eu nu bag pe foc, vă predic din ea dacă e cazul. Și să vă spun numai atât. Citind-o cu atenție de nu știu câte ori, am descoperit un singur lucru în ea, că Iisus Hristos e Domn. Și dacă n-ar fi altă religie, eu nu m-aș duce după el. Că zice că nu știe nici el unde să duce. Am vrut să spun aceste lucruri prietenilor noștri și să le spun doar atât. Cum să procedeze cu musulman? Spuneți-i doar atât. Că Iisus Hristos este Domnul. Voi nu puteți să veniți cu argumente pentru că ei nu știu ce-i credința. Ei nu știu ce înseamnă să ai un Dumnezeu în tine care te iubește. Ei nu pot să înțeleagă cum nu poate să înțeleagă un copil care a crescut la casa de copii de mic, ce înseamnă părinți care să te ia într-o zi și să te ducă la McDonald's. Noi vorbim de dragoste. Ei nu au. De ce trebuie să le arătați? Trebuie să le arătați. Ceea ce mă bucură este faptul că episcopul Bisericii Ortodoxe Copte, Dimitrou, a zis așa, să nu ne înrăzbunați, frații, tăiați, cei 20 de creștini copți din Biserica Ortodoxă Coptă, din Egipt. Zice, haideți să ne rugăm, și acum spune un episcop ortodox, nu vă rugați pentru sufletele celor 20 de frații ai noștri, că ei sunt în cer astăzi. Rugați-vă pentru sufletele celor care i-au omorât, ca să-L găsească într-o zi pe singurul Dumnezeu adevărat, Iisus Hristos. Deci, frații mei care lucrați cu musulmani, aveți vecini musulmani. Apropo, două femei mi-au spus că ce zic eu despre căsătoria dintre o creștină și un musulman. Ei au dreptul să se căsătorească cu tine. Dar în cartea asta scrie că în 20 de minute te pot lăsa. La ei divorțul liber. De-abia după 3 divorțuri nu au voie să se recăsătorească. Așa că nu încerca. Nu încerca. Ce aș putea să vă spun? Rugați-vă pentru sufletele lor. Nu vă apucați să faceți teologie cu ei, că nu înțeleg. Arătați-le dragostea lui Iisus Hristos. Ei n-au dragoste, arătați-o. Creștinii, noi avem un Dumnezeu care este dragoste. Faceți diferența între Dumnezeul nostru și Dumnezeul lor.
Dumnezeul nostru nu e Dumnezeul lor. Dumnezeul nostru e dragoste și Dumnezeul lor n-a existat niciodată decât în mintea unui epileptic care a scris această carte și care a avut, până la urmă, o nevastă cu care s-a căsătorit, nevastă care a avut 6 ani. În vremea noastră îl închideau pentru pedofilie. Continua să iubiți musulmane, dar voi nu aveți argumente. Sau aveți prea multe? Prea multe. Cred că v-am pus măcar pe gânduri. Poate Gamaliel totuși n-are dreptate. Un lucru poate să nu fie de la Dumnezeu și să dureze mult. Știți ce vreau să facem în seara asta? Vreau să ne rugăm sincer, da sincer, ca Dumnezeu să li se facă de cunoscut. Eu nu cred că ne-am rugat vreodată în biserica asta de 30 de ani pentru ei. Să nu uitați un lucru, că la ora asta ei stăpânesc lumea. Ei. A spus că va fi ca un măgar sălbatic Ismael în mijlocul fraților lui. Spune cartea aceasta. Și a dovedit-o că e măgar sălbatic. Dar măgarul ăsta sălbatic s-a îmbogățit. Aurul lumii e la ei, petrolul lumii e la ei, capitalele lumii e la ei. Dumnezeu, ciudat, l-a binecuvântat și pe el. O greșeală a lui Avram când a ascultat o singură dată de soția lui. O greșeală a lipsei de răbdare. Dumnezeu a spus, ai răbdare, eu îți fac pruncul. Îmi veți spune că sunt consecințe minore ale unei greșeli minore. Au fost consecințe majore a unei greșeli majore. Încheie în seara aceasta rugându-ne pentru ei. Îmi veți spune, n-are nicio șansă Ismael, 1.200.000.000 de oameni? Ba da, are șansă mare. Șansa lor e șansa noastră. Șansa noastră e șansa lor. Hristos. Hristos. Ei n-au altă șansă decât noi. 6 milioane de musulmani se întorc anual la Dumnezeu. Nu e o șansă mare. Nu e o șansă mare asta. Se întâmplă ceva între ei, indiferent câți prunci mulți fac. Până la urmă, când crezi mare, realizează că fără dragoste nimic nu e, nici cer. Haideți să ne ridicăm în picioare. Vreau să ne rugăm pentru ei. Spunem, Doamne, sunt 1.200.000.000. Te rugăm, îndură-te de ei. Rugați-vă în seara aceasta pentru toți frații și surorile noastre care sunt pe câmpurile de misiune în lumea musulmană. Rugați-vă ca Dumnezeu să le dea izbândă. Rugați-vă ca Dumnezeu să lucreze prin ei, să-i ferească, să-i protejeze. Rugați-vă în seara aceasta ca Dumnezeu să li se descopere, să le vorbească Dumnezeu și lor. Da? Haideți să ne rugăm cu toții Domnului. Amin. Însă nu toți au acest har,
În țara noastră au rămas dintre asupritorii noștri de odinioară oameni care nu te cunosc pe tine, nu-L cunosc pe unicul și adevăratul Dumnezeu, nu cunosc unica și adevărata credință, au percepte și obiceiuri care nu-i duce la un bun sfârșit, prin care nu au un viitor previzibil și o eternitate liniștită. Sunt promisiuni fade, lucruri care nu zidesc, lucruri pentru care nimeni nu și-ar da viața și cu toate acestea o fac, o luptă în care niciun om rațional nu s-ar angaja, dar în care se aruncă cu ochii închiși oamenii aceștia. Ne străduim să le vorbim despre tine oamenilor creștini care au un fundament și ne ferim ca să vorbim islamului lui Ismael. Doamne, în seara aceasta te rog împreună cu frații mei, creează oportunități, deschide uși, inimi și minți pentru acești oameni, Doamne, ca să te cunoască pe tine, unicul, singurul, adevăratul Dumnezeu și pe Fiul tău, Iisus Hristos, pe care l-ai trimis tu, nu ca și profet, nu doar ca și unul dintre profeți, ci să recunoască ca Domn și Mântuitor. De aceea, Doamne, te rog, binecuvintează lumea aceasta. Am aflat în această dimineață, creștinismul și islamul vor fi sub mâna anticristului. Împreună ne vom păzi ca religii să nu pună mâna pe noi. Avem un dușman comun. Credem în din ceruri, în seara aceasta am spus oamenilor de aici ceva despre ceea ce noi credem și ceva despre ce cred alții. Nu am spus-o, Doamne, pentru că noi nu lovim nici măcar cu teologia în capul nimănui. Am spus-o doar să înțeleagă un adevăr, că Tu ești singurul Dumnezeu adevărat și că Iisus Hristos
este Dumnezeu adevărat, lumină din lumină, și că Duhul Sfânt este Dumnezeu adevărat. Niciodată să nu uităm asta. Că un singur Dumnezeu revelat nouă în trei ipostaze, și îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, pentru că putem în această seară să sărutăm mâna unui Dumnezeu plin de dragoste, care ne vorbește, ne mângâie, ne ridică și ne binecuvintează și ne poartă de grijă și interesat de soarta noastră și nu se bucură atunci când un păcătos pierde. Îți mulțumim că ești Dumnezeu, Dumnezeul nostru, Domnul nostru și Dumnezeul nostru. În numele lui Iisus mulțumim de întreaga zi și lăudăm numele Tău pentru tot ce a fost și ce am învățat. Și haideți încoată să spunem: Tată, Te slăvesc, cântăm doar prima strofă și refrenul, pentru că merită Dumnezeul nostru. Amin. Slăviți să fie Domnul, slăviți să fie Domnul, și împreună să rostim și harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea Tatălui din cer și împărtășirea Sfântului Duh să fie și să rămână cu noi toți. Dați-vă mâna, să aveți un drum bun spre casă, oriunde ați călători, să vă ferească Dumnezeu de accidente, de oameni răi, de situații neprevăzute. Fii binecuvântată, România, oriunde te aflați.